Audierile în dosarul morții lui Emipian au continuat astăzi la serviciul omoruri din capitală. Audiat a fost și fiul lui Emipian, Gabriel Duduianu. De asemenea, unul dintre martori a spus că incidentul nu a fost în casă, ci în stradă. Potrivit acestuia, partida de barbut care s-a încheiat cu o crimă a avut loc în casa patronului unei firme de taxi din capitală. Elvis Pian, fratele lui Emipian, spune că liderul clanului Duduianu a fost asasinat la comandă. Familia bănuiește că alți lideri mafioți s-au înțeles să-l lichideze pe șeful duduienilor. Suspectul principal în cazul uciderii interlopului Emipian, Richard Emanuel Gheorghe, cunoscut ca Ciprian Napi, este în prezent în arest și, potrivit unor surse apropiate a anchetei, se uită toată ziua la televizor fără să discute absolut nimic, nici măcar cu colegul de celulă, despre filmul evenimentelor care au dus la uciderea liderului clanului Duduianu. Bărbatul se află în arest preventiv de săptămâna trecută și s-a autoizolat în camera arestului central, potrivit Antena 3. În plus, el a cerut mâncare de acasă, a primit pachet, dar și haine. Presupusul ucigaș al interlopului Emipian vrea să scape de închisoare. Acesta a contestat măsura arestului preventiv, iar astăzi a avut loc procesul. În prim plan apare un alt personaj temut în lumea interlopă din București, Remus Mincă, unul dintre liderii clanului Sadoveanu, zis Nat. Până la copilul meu, mă cer și cu fratele. Dacă n-am dreptate și n-am și am dreptatea mea, să mă rog copiii mei, mă cer și cu fratele pentru copilul meu. Dar cum străin? Acesta l-ar fi amenințat cu moartea pe Emipian în urmă cu 7 luni din cauza unui eveniment în care fusese implicat fiul său. În afara acestei promisiuni sângeroase, Nat a revenit cu alte amenințări și în urmă cu o lună. Mesajele în care a anunțat vărsarea de sânge au fost urcate pe YouTube. În acest context, faptul că Remus Mincă a fost martor al scandalului a atras atenția celor din clanul Duduianu. Remus Mincă i-a amenințat public pe frații Pian în urmă cu jumătate de an, atunci când a aflat că aceștia l-ar fi împrumutat cu dobândă pe fiul său, iar acesta a spus că nu are de gând să le plătească niciun ban. Nat a transmis prin intermediul unui live pe Facebook că, în caz de nevoie pentru copilul său, este în stare să-i împuște ca pe iepuri, pe cei care profită de lipsa de experiență a copilului. Iată versiunea clanului Rinu în legătură cu asasinatul de luni noaptea. Apropiații lui Emanuel Gheorghe, zis Richard, susțin că în casa unde s-a jucat barbut în noaptea crimei se aflau circa 20 de persoane. Membrii clanului Duduianu se aflau în relații bune cu cei din clanul Rinu, rude ale neamului Pian, locuind în sectorul 1, controlat în mare măsură de cei din clanul Rinu. Sunt și încuscriți între ei. Unul dintre participanți, Nat Mincă, avea la Emipian o datorie de bani, a fost un schimb de replici mai dur, în care s-a băgat și Emanuel Gheorghe. Despre asta, membrii clanului Rinu i-au relatat jurnalistului Luis Lazarus că, la un moment dat, a izbucnit o ceartă între Emipian și Emanuel pe motiv că Pian a jignit-o pe mătușa tânărului care îi era cuscră. Lucrurile s-au potolit, iar Nat Mincă a plecat acasă. După câteva minute a părăsit casa și Emipian. A lipsit apoi 10 minute, i-au spus sursele lui Lazarus. Emanuel Gheorghe, încă supărat pentru cele întâmplate, s-a ridicat de la masă ca să plece spre casă. Jocul oricum se spărsese. În momentul în care a ieșit în stradă, urmat și de alte persoane din grup, a văzut 3 mașini din care au coborât mai mulți bărbați înarmați cu săbii, bâte, spray-uri paralizante și cuțite care l-au atacat. S-a produs o bătălie pe viață și pe moarte în stradă. Emanuel avea un cuțit la el și a dat în toate părțile ca să se apere după ce fusese lovit cu ceva în cap și peste mână. A spus că nu știe pe cine a lovit exact în încăierare, povestesc cei din clanul Rinu. Ei cred că Emipian, atunci când a lipsit din casă, s-a dus și a chemat niște băieți să-i aplice o corecție lui Emanuel Gheorghe. Rudele lui Emanuel susțin că pe stradă erau amplasate camere de luat vederi și că imaginile au fost ridicate de poliție, care acum știe cum s-a produs atacul. Câțiva dintre martori la incident din rândul clanului Rinu au fost audiați astăzi. De asemenea, Grațian, unul dintre frații lui Emipian, a declarat luni seară la România TV că fratele lui a fost ucis cu premeditare după mai multe amenințări cu moartea. Acesta a spus că au existat amenințări și crede că totul a pornit de la un conflict de la Ploiești care a avut loc în urmă cu ceva vreme. Ei l-au amenințat pe fratele meu că l-o moară pentru niște bani și văd că s-au ținut de cuvânt. Poate că puștii ăștia care erau acolo au vrut să se afirme și să omoare pe unul dintre duduieni. Fratele meu nu a avut cuțit la el. Nu avea de gând să facă scandal. Poliția știe mai bine. Chiar mulțumesc pentru că ancheta merge bine, a spus Grațian la România TV. Acesta a mai adăugat că a fost și el audiat de poliție și este pregătit să meargă oricând este nevoie pentru a da declarații. Puștul este ucigașul. Eu mă simt în siguranță acum datorită poliției. Noi ne supunem legilor, a mai spus fratele lui Emipian. Referitor la numărul mare de oameni care au fost prezenți la parastasul lui Emipian, Grațian a declarat că a gonit multe persoane din curte. Despre o posibilă răzbunare pentru moartea fratelui său, Grațian a declarat că nu a vorbit serios, că nu va exista un asemenea act. Pe de altă parte, surse apropiate clanului Duduianu au declarat că tatălui Emipian vrea cu orice preț răzbunare. Vrea ca ucigașul fiului său să fie executat în perioada următoare. El vrea să-și asume toate faptele. El la pușcărie e bătrân și n-ar mai avea mult de dus, au declarat persoane din anturajul clanului Duduianu.
În momentul de față, Nicolae Duduianu, tatăl lui Emipian, se află internat la Spitalul Penitenciar Jilava, unde a fost dus de urgență după aflarea veștii că propriul fiu s-a stins din viață fulgerător. Chiar dacă a încercat să obțină permisiunea să participe la mormântare, se pare că Nicolae Duduianu nu și-a revenit complet. Apropiații clanului au declarat că e internat la Spitalul de la Jilava. S-a prăjit de când a aflat că Emi a murit. E sub supraveghere medicală permanentă. Nu este bine deloc, au spus aceștia. Tatăl lui Emipian se află în spatele gratiilor după ce anul trecut un bărbat de 39 de ani a sunat la 112 și a povestit că în timp ce traversa pe verde, undeva în zona cartierului Rahova, a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer care apoi a fugit de la locul faptei. Inițial, dosarul a fost instrumentat de polițiștii brigăzii rutiere, însă imaginile surprinse de camere, dar și declarațiile martorilor i-au condus pe oamenii legii către o tentativă de omor, astfel că ancheta a ajuns la serviciul omoruri, iar Nicolae Duduianu a fost încarcerat. Oamenii și-am lăsat în pace de ani de zile. Eu am fost și eu tăiat, acum 3 ani de zile, de acești oameni. Nu am avut nicio problemă cu absolut nimeni. Noi avem afaceri, construim, nu știu ce ni se întâmplă. De ce ni se întâmplă nouă? Acum am ajuns la asta să ne moară fratele. Acum trăiam la fel. L-a arestat pe acest individ care le-a fost tăiat, era 4 ani de zile. Acum oamenii ăștia care l-au așteptat, l-au chemat sub altă formă și au scut cuțitele și l-au tăiat. Și fratele nostru a murit. Când am ajuns acolo, era mort. Hai spate puțin, vă rog. Nu știu. Hai spate. Și acum, noi dacă... Noi, familia asta, Lupian, avem într-adevăr, suntem foarte mulți. Avem rude foarte mulți. Dar noi n-am făcut rău nimănui să vină cineva cu o dovadă concretă că am cerut acte de protecție, că am tâlhărit pe cineva, noi frații ăștia 5 care am fost și am rămas 4, că am omorât, că am luat banii cuiva, că avem infracțiuni anterior din urmă. Sau am făcut avere pe vânzări de droguri, cum se vehiculează aici la voi, sau de unde vin chestiile astea, și atunci noi să ne arestați, să ne dați 25 de la toți. Atât am vrut să vă spun. Nu este nimic adevărat. Noi suntem altceva de oameni, noi suntem buni. Nu vrem rău nimănui, ni se întâmplă nouă totul. Ce vă așteptați să facă autoritățile? Vă așteptați să facă dreptate? Să facă dreptate! Să facă dreptate! Noi avem un nume de tatăl nostru și am construit, am făcut bani, doar atât. Nimic rău. N-am omorât pe nimeni, n-am făcut nimic, n-am făcut rău. Că a fost arestat băiatul ăla, reprezintă că s-a făcut dreptate? Dar să-l arseze și pe el și pe cei care au colaborat, care l-au pus să-l omoare. El a fost pus. Vă spun sincer. Noi cunoaștem, n-am vrut să avem de-a face cu oamenii răi, nici cu rândele noastre. A fost, într-adevăr, a fost premeditată, a fost vorbită din urmă.